guys! Sunt aici împreună cu Radu și o să... Radu cu ochelari. Radul cu ochelari, Radul de la 5 pași, Radul de la 4 ochi, Radul... Gata. Aragazul. Radul Aragazul, asta urma. Mai atâta, mai era. Da? Ok, da. Hai, zi. Și Radul Aragazul. Bun, iar astăzi o să ne jucăm Seven Threads Chain. Dacă v-ați uitat la vlogul meu, ați văzut că așa se numește, Seven Threads of a Thread. Da. Așa se numește challenge-ul de astăzi. Care este, de fapt, Seven Seconds Challenge. Seven Tackle Challenge. Seven Tackle Challenge, așa. Tackle. Adică trebuie să... am o aplicație, dacă mai țineți minte... Adică trebuie să am o aplicație, dacă mai țineți... Dacă mai țineți minte vlogul cu ce am pe telefon, vă arătați să-mi aplicați... aplicație? Vă arătați-mi aplicație? Vă arătați-mi aplicație care ne practică... Vă arătați-mi aplicația care se numește exact așa, 7 Seconds Challenge. 7 Seconds Challenge. Da. Intrăm, o să-i dau aici play. Punem aici... Hai să punem și eu, uite, numărul. Eugen. Radu Eugen. Radu, just Radu. Radu. Just Radu. Bun. Okay. Am adăugat încă un player. Un player. Numere. Așa. Plus. Plus. Așa. Bun. Play. Și dăm play. Boom. Și o să ne apară tot felul de întrebări aici, pe care o să ni le adresăm unul altuia. Wow. Și avem ca timp de răspuns exact 7 secunde. Trebuia să-i lași pe ei să ghicească cât avem timp de răspuns. Că cât știți, credeți că avem de... Seven, știi? Cât credeți că avem de răspuns? Nu mai spune tot. Te vezi mai bine acum? Da. Hai, începem cu prima întrebare, care este... Nu e o întrebare, de fapt, e... Un răspuns. E ceva de făcut. Hai. Trebuie să faci sunetul a 5 animale de la o fermă. Start! Piu, 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 adică așa, adică așa, bă, dar sunt prea puține, frate. Mi-ai făcut doar 4. Frate, sunt prea puține. Mi-ai făcut doar 4. 7 secunde. Punem aici, failed. Sunt prea puține, frate. Hai, gata? Hai. Numește în 7 secunde 4 rase de câine. Start! Bichon, labrador. Cocker spaniol și pechinez. Da, bravo, mă. Da, bravo, mă. Numește 5 capitale. Start. Londra, Paris, Tokyo, Viena, Praga. Stop, gata, oricum ai făcut, ai zis 5. Da, pur. Da. Calculează câte secunde sunt în 6 minute. Start. What the fuck? 360? Nu, 3600? Era 3600. Fail. În ce? În 6, în 6 minute? Da. 60 ori 360. Da, corect. Ai zis înainte? Ai zis-o, da. Era 360. Bine, mă. Te vezi mai bine acum? Da. Hai. Hai. Ho-ho! Vezi că asta e grea rău de tot. Da, pap! Spuneți! Da, spuneți! Numele întreg? Invers! Exact! Pentru că, uite, aș implica super bine pentru că ești de la școală de stepii. Hai, gata, ești gata? 2, 3 și start! Udar... No, potrate! Constantin să moară Ciprian. Hai zi, frosă! E frosă, inversă! Puneți piciorul aici la spate, deasupra capului, știi? Oh, în spatele... Gata, ești gata? Da, nu, chiar. În spatele capului, da? Îți pui piciorul în spatele capului, da? Da. Stat! Nu pot, nu pot, nu pot! Stat! Bum, ai o șosetă... Murdară? Murdăriță. Murdăriță? Murdăriță. Asta e funny. Fii atent. Țineți limba cu degetele, da. Și faci o introducere în 7 secunde. Gata? Da. 2, 3 și. Să ne vedem. Ai zis salutare, sunt Radu Constantin și sunt aici cu Cristina Almășar. Da, da, da. Hai, mă, că este bine, dacă am înțeles. Deci fii atentă. Spune 3 cuvinte care rimează cu ceas. Popas,
compas. Popas, compas, sortas, nu știu. Bună seara, domnule. Ah, hei! Întoarce-ți tricoul, așa. Fără să ți-l dai jos. Gata? Da, n-am. Ba da. Gata? 2, 3 și start. Dar n-am cum, frate, sunt prea puține secunde. Păi sunt prea puțin, tu îți dai seama că trebuia să trag și mâneca asta? Păi și de ce, să scot dar de ce n-ai început? Trebuia să încep cu ambele mâneci. De fapt puteam să trag așa. Știi, să-mi scot un pic pe cap și să... Că nu-l scoteam de tot. Dar da, scoteam da, să-mi trag mâneci. Da. Bine, hai tu acum. Ești gata? Da. Numește lunile anului în ordine inversă. Decembrie, noiembrie, octombrie, septembrie, august, iulie, iunie, mai, aprilie... Damn. Gândește că pe mine cineva când mă întreabă gen august. Eu nu știu la câta lume e. Serios? Trebuie să număr. Au, of. Pe bune? Da. Atingeți cotul cu limba, start. Nu pot. Dar cine poate să facă asta? Tu poți? Nu cred. Mamă, nicio șansă, nici nu pot să-mi apropii cotul de față. Dar zicea să-mi ating cotul meu? Nu cred că ai făcut asta! Stai, mă, care e partea asta de aici sau partea asta de aici? Dar cât de cât, așa, dar mi-am făcut torticul și la gât. Bun. Numește 5 lucruri care îți încap în gură. Stai. Pâine, sare, mămăligă, cartofi și ouă. Boom! Blană! Da. Hai! Numește 5 obiecte din bucătărie. Polonic, lingură, furculiță, cuțit și solniță. Bine, bă! Eram la limită, uite. Tu știi ce? Deci îmi venea într-una să zic spanac. Spanac. No. Numește 6 culori diferite. Da. Roșu, albastru, portocaliu, negru, verde, mov, maro. Gata, mov ai zis. E ok, ai zis de la 6. Nu mai din nou. Gata. Gata, gata, Cristina. Uite încă una care, la care se duce foarte bine. Atingeți nasul cu limba. Să nu mă faci să râd. Hai. Urlă în 5 feluri diferite. Start. Ah! Ce voi mei urlă? Asta mi-a venit, ce să... Acum... Și deci vine cineva la tine, te jefuiești, deci tu... Gata? Da, hai. Numește 5 celebrități feminine. Antonia, Andreesca, Beyoncé, Lady Gaga și Miley Cyrus. Cristina Almășan câștigă această rundă, doamnelor și doamnelor, care vă uitați la mine să-mi scrieți pe Instagram. Da. Ăsta a fost clipul de astăzi. Nu uitați că am filmat ceva și pe canalul lui Radu. Și oricum să nu uitați să ne dați follow pe Instagram, aveți linkurile mai jos și oricum și pe aici, pe undeva. Așa? Bun. Pa. Bine, pa, vă pup! Mua!